Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Vă invit pentru început să trecem în revistă titlurile zilei. VIG a făcut un profit de 2,6 milioane de euro în România în primele 9 luni ale acestui an. Conferința Națională a Pieței de Capital caută soluțiile pentru anularea efectelor cuponiadelor de la începutul anilor 90 asupra pieței de capital. România este pe locul 2 în topul accidentelor mortale la locul de muncă și Barack Obama a fost asigurat împotriva crocodililor. Să vedem acum și știrile pe larg. Viena Insurance Group, grupul Austria care controlează în România companiile Asirom, Omnia SIG și BCR Asigurări de Viață, a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an un profit brut în valoare de 2,6 milioane de euro, revenindu-și după pierderea de 36,1 milioane de euro anunțată în aceeași perioadă anului trecut. Se arată în raportul publicat de VIG. Viena Insurance Group continuă politica de subscriere riguroasă orientată pe profit pe segmentul daune accidente. Printre alți factori, această politică a condus la scăderea valorii primelor subscrise pe segmentul asigurărilor autofacultative din România. Luni 24 noiembrie are loc la Palatul Parlamentului Conferința Națională a Pieței de Capital, eveniment organizat de Media Exprim și Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital. Evenimentul are ca obiectiv principal identificarea soluțiilor la problemele generate de cuponiadele de la începutul anilor 90. Acestea au fost eșecuri categorice din punctul de vedere al intenției declarate, distribuirea averii naționale întregului popor. Alături de reprezentanții ai autorităților, conferința va reuni două categorii de vorbitori, specialiști angajați la stat și cei care lucrează în piața liberă. Mai multe detalii privind acest eveniment găsiți pe www.newscapital.ro. Cel mai recent studiu privind accidentele grave și mortale la locul de muncă în Uniunea Europeană arată că peste 2,7 milioane de accidente grave și aproximativ 3.700 de accidente fatale au avut loc în timpul orelor de muncă în Uniunea Europeană. Cercetătorii plasează România pe locul 2, cu numai puțin de 3,8 accidente mortale la 100.000 de angajați. Cea mai mare incidență a accidentelor mortale la locul de muncă a fost în Portugalia, 4,3 decese la 100.000 de persoane angajate în în timp ce pe locul 3 s-a aflat Letonia cu 3,6 decese la 100.000 de angajați, informează mediHelp internațional. Președintele Statelor Unite, Barack Obama a menționat într-un discurs adresat studenților universității Queensland din Australia că a fost asigurat împotriva crocodililor în timpul unei vizite la o bază americană din această țară. Când am fost la Darwin pentru a inaugura schimbarea trupelor din baza noastră de pușcaș marini, primarul a încheiat o poliță de asigurare împotriva crocodililor, ceea ce m-a neliniștit. Adică am fost flatat că a încheiat o asigurare pentru mine, dar l-am întrebat pe ambasadorul nostru despre asta și el mi-a explicat cum crocodilii ucid mai mulți oameni decât rechinii și cum sunt foarte multe lucruri în Australia care te pot ucide, a povestit Barack Obama. Acestea au fost ele zilei la Exprim TV. Nu uitați însă că începând cu ora 13.30 puteți urmări la Radio France Internațional o nouă ediție a emisiunii Ora de Risc. Cristian Duțescu, președinte al Organizației Profesioniștilor Pieței de Capital și Alex Roșca, redactor șef publicațiile Prim, vor discuta astăzi despre piața de capital ca alternativă la creditarea bancară. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți în continuare o zi cât se poate de bună.